Ne place să ne uităm în grădina vecinului și cam așa am făcut și eu. M-am apucat de zor cu drag și spor să-ți explic ce drepturi îți conferă ție statutul tău de cetățean european și ce bine e și cum te apără ele prin afară și cum te apără CEDO atunci când îți încalcă statul tău drepturile. Și pe scurt de câteva clipuri încoace, nu mai tace gura cu niște drepturi. M-a lovit totuși brusc o realizare. Eu n-am vorbit niciodată pe canalul ăsta despre drepturile fundamentale pe care le avem noi ca cetățeni români. Ușor ironic dacă mă întreb pe mine, dar nu-i nicio problemă, de aia ne-am adunat astăzi aici să reparăm ce-i stricat și să vorbim despre drepturile fundamentale pe care ți le oferă Constituția României. Sau cel puțin despre o parte dintre ele, pentru că în Constituție sunt vreo 30 și ca să nu începem acum și să terminăm mâine, începem acum și terminăm săptămâna viitoare. Și începem cu cel mai cunoscut și evident drept și de altfel primul pe listă, dreptul la viață. De fapt, dreptul la viață, integritate fizică și psihică. Despre asta spune Constituția că sunt garantate. Apropo de garanția asta, faptul că drepturile sunt garantate de Constituție înseamnă că statul este obligat să facă tot posibilul să le apere, să facă legi care să le reglementeze, să pedepsească oamenii care le încalcă și, eventual, de preferat, minunat ar fi dacă nu le-ar încălca nici autoritățile lui. Dar asta nu e tot. Cu doar 20 de lei în plus... Nu, dar chiar nu e tot. Același articol spune că și supunerea oricui la tortură sau tratamente degradante sau inumane este interzisă. Acum, ce înseamnă tratament degradant și inuman variază de la caz la caz. E o chestie relativ subiectivă și, în general, rămâne la aprecierea instanței. Cert e că dacă ai de-a face cu așa ceva, e oricum cam greu să nu te prinzi. Și tot articolul ăsta interzice și pedepsa cu moartea. Nu știu dacă e un șoc pentru cineva, dar în caz că încă n-ai aflat, pedepsa cu moartea e interzisă în România. A doua în pomelnicul nostru este libertatea individuală. Libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile, adică nimeni nu te poate lipsi de libertatea ta așa că vrea el. Nu, nici măcar dacă îl cheamă pe Cali. Percheziționarea, reținerea și arestarea sunt permise doar când, cum și unde zice legea. Și legal dacă te reține cineva, reținerea nu poate depăși 24 de ore. Articolul ăsta e mai lung și mai tehnic și dă și câteva detalii de procedură, dar n-ai teamă, ca de obicei, găsești link în descriere dacă vrei să afli mai multe detalii. Dar, pe lângă detaliile de procedură, tot articolul ăsta ne învață și o chestie interesantă. Ne spune despre prezumția de nevinovăție, adică orice persoană, până când nu a fost condamnată definitiv, adică doar în primă instanță, cu căi de atac și tot acâmul, nu poate fi considerată vinovată. Mai departe, vorbim despre dreptul la apărare. Pe scurt, ideea e că oricine are dreptul să fie asistat și apărat de un avocat, fie că și la lege el, fie că îl primește din oficiu acolo unde prevede legea. Și mergem mai departe pentru că avem dreptul la liberă circulație. Constituția garantează dreptul să circuli liber prin țară și prin străinătate, să-ți faci domiciliul pe unde vrei, să emigrezi și să revii, dar are grijă să amintească și faptul că legea prevede niște condiții pentru felul în care se desfășoară toate treburile astea. În continuare vorbim despre viața intimă, familială și privată. Nu despre a mea, despre dreptul de a avea una. Constituția zice că autoritățile publice respectă și ocrotesc dreptul la viață intimă, familială și privată și că ai dreptul să dispui de propriul tău corp atâta timp cât nu încalci legea, bunele moravuri și drepturile altora. Asta cu bunele moravuri mi se pare tare relativă, pentru că ce e moral pentru mine, la fel de bine poate să nu fie moral pentru tine și invers. Dar nu ne raportăm și noi la ce e moral pentru fiecare, ci la ce e moral pentru societate în general. Și că tot am vorbit despre ce ai tu dreptul să faci la tine acasă, hai să vorbim și despre ce n-au alții dreptul să facă la tine acasă. Constituția prevede că domiciliul și reședința sunt inviolabile. Domiciliul e casa ta cea de toate zilele, iar reședința, dacă ești mecher, e altă casa a ta pe unde te duci mai rar. Nimeni nu poate intra în vreuna din ele fără acordul tău, decât dacă nu cumva are vreun mandat de arestare sau de percheziție, vreo hotărâre judecătorească sau e vreo urgență, cum ar fi salvarea unor vieți sau a unor bunuri, sau protejarea securității naționale, a ordinii publice, ori oprirea unor epidemii. Până și când vine vorba de treburi din astea prevăzute de lege, cum e percheziția, ele nu se pot desfășura așa oricum. De exemplu, percheziția nu se poate desfășura pe timpul nopții, decât în cazul infracțiunilor flagrante. Și că tot suntem la lucruri intime, e garantat și secretul corespondenței. Nimeni n-are voie să-ți asculte sau să-ți citească cum vorbirile, scrisorile, telegramele, semnalele cu fum, cod morse, dans de împerechiere sau cum îți mai place ție să comunici. Următoarea pe listă este libertatea de conștiință și, în esență, ea zice că ai dreptul să gândești orice, să ai orice părere și să crezi sau să nu crezi în orice religie, atâta timp cât nu încalci legea sau drepturile și libertățile altora. Un lucru care mi s-a părut interesant aici e faptul că scrie negru pe alb în Constituție că părinții au dreptul de a asigura educația copiilor lor conform propriilor convingeri. Deci, cum ți crești, așa ai, varianta constituțională. Dacă tot ai dreptul să gândești liber, ai dreptul să te și exprimi liber. Bineînțeles, cu aceleași mențiuni că trebuie să respecti legea și limitele bunului simț. Presa e liberă, cenzura de orice fel e interzisă, totul e roz.
Ce nu ai voie în schimb să faci este să defăimezi țara, națiunea, să îndemni la război, la ură națională, rasială sau de clasă, la discriminare, violență publică, separatism teritorial, să te manifesti în tot felul de moduri obscene și, în general, mai ușor cu părerile extremiste peste paharele de bere. Ai dreptul să fii informat. Ai dreptul să accesezi orice fel de informație publică și autoritățile sunt obligate să te informeze atât cu privire la treburile publice, cât și cu privire la treburile tale personale. Dreptul ăsta, ca orice drept, se întinde până unde le încalcă pe ale altora. Nu poți să primești informații care ar prejudicia măsurile de protecție sau securitatea națională. Mijloacele de informare în masă sunt obligate să asigure informarea corectă a publicului. Pe lângă faptul că ai dreptul să fii informat, ai și dreptul la învățătură. Învățământul se desfășoară în limba română sau într-o limbă de circulație internațională și dacă faci parte din vreo minoritate, ai dreptul să înveți în limba ta maternă. Învățământul de stat e gratuit și copiii și tinerii din familii defavorizate primesc burse sociale. E reglementată inclusiv libertatea învățământului religios. Poftim și cultură. Accesul la ea e garantat și ai dreptul de a-ți dezvolta spiritualitatea și a accede la valorile culturii naționale și universale. Pe scurt, ai dreptul să fii cult în cap și statul e obligat să te lase și chiar să te ajute pe unde poate. Ca să le faci pe toate astea, vorba românului, sănătate să fie. Ca atare, statul e obligat să ocrotească sănătatea și igiena publică. Și nu doar atât, el trebuie să asigure și un mediu sănătos și echilibrat ecologic. Trebuie să facă legi în sensul ăsta și să le respecte, dar nu doar statul e obligat să respecte mediul, ci și tu și orice persoană fizică sau juridică. Pentru azi doar atât, că mie că după atâtea drepturi te înveți. Vorbim mai multe în partea a doua. Până atunci, îți las link în descriere pentru mai multe detalii. Eu sunt Irina Niculescu, iar tu ai învățat încă puțin despre cum merge țara.